Suntem la jumătatea lui noiembrie și pregătesc florile pentru iarnă. Aici avem o mușcată curgătoare și aș vrea să vă arăt cum, de ce are nevoie astfel încât să aibă o iarnă ușoară, iar în primăvară să fie o mușcată pregătită, puternică, viguroasă, astfel încât să dea lăstar noi. Vedeți că deja frunzele s-au îngălbenit foarte multe, mai ales la bază și dedesubt. Cu o foarfecă voi tăia lăstarii de la baza ghiveciului, fără să am o ordine anume, fără să țin cont de vreun nodul. Da? Pe toate părțile nu voi lăsa nimic. Priviți, așa arată mușcata, o voi curăța și de frunzele uscate, bineînțeles, și atunci când o voi băga în casă, la căldură, va începe să dea lăstar cum sunt aceștia, însă vor fi foarte firavi, subțiri, de un verde deschis spre galben, pentru că floarea nu mai are un proces de vegetație atât de intens, este unul lent, și încearcă să supraviețuiască pe timpul iernii, de aceea tăindu-i lăstarii o ajutăm ca să aibă putere și vigoare, iar în primăvară să fie pregătită să dea lăstar noi. Haideți să vă mai arăt la încă o mușcată curgătoare. Aceasta este una mixtă, roz cu roșu. Vedeți, la bază deja au început frunzele să se usuce, însă ea în rest este frumoasă, verde și plină de flori. Însă, dacă aș lăsa-o așa pe parcursul iernii, nu ar supraviețui decât lăstarii cei mai puternici. Așadar, mai bine o ajut eu, tăindu-i toți lăstarii care ar consuma toată seva și rădăcinile ar fi mult mai slabe și pământul mult mai sărac în minerale și nu ar mai avea atât de multă putere în primăvară. Ei, vom ciupi și pe aceștia, lăsând doar câte două frunze. Priviți! Știu, îmi pare și mie rău de acești lăstari care sunt frumoși, însă dacă o voi băga în casă cu acești lăstari, într-o săptămână ei se vor îngălbeni și se vor usca, așadar tot îi voi pierde. Dacă vreți să aveți mușcate frumoase în primăvară, faceți lucrul acesta. Spor în pregătiri și să fim sănătoși cu toții.